rog, sănătate. Băi, e ninja. Unde este mecanicul? Eu sunt. Adică crezi că dacă ți-ai dat cu vopsa de caflumaș pe față, de camafluș, de clam, cu catran de la, dacă ți-ai dat pe față, nu te recunoști? Ziceți, domnule, cu ce vă pot ajuta? Băi, mini-tehnicus. Nu și are motorul, înțelegi? Că e, nu și are, că nu mă duce capul. Nu înseamnă că e defect. Defect, clar. Și acum să vorbim de motor, ce ziceți că are? Da. Băi, mini-tehnicus. Adică eu sunt prost? Nu, domnule, n-am zis. Spuneți-mi ce s-a întâmplat. Cum, ce-a spus? Deci, mergeam pe partea carosabilă pe ploaie cu 130 de km pe oră. Adică mânai ca prostul. Exact. Da, vă rog frumos, nu vă... Adică, clar, eu sunt prost, nu? Dar n-am vrut să zic, am zis ca prostul. Ca de cel care merge cu 130 e prost, nu? Normal. Că eu aveam 180. Când deodată șoseaua a coțit-o brusc la dreapta, părășind mașina. Așa este, pe cuvânt. Păi și n-a scălcat frâna. Păi și sunt vreo ceva pedale pe aici, dar... Am călcat-o pe aia de mie, se va numărat, știi? Că eu așa fac. În Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria... S-a apăs pedala asta. Așa, și ce s-a întâmplat cu mașina? A păsit ceva? S-a ieșit cu ea pe contrașanț și s-a deteriorat. Ce s-a? S-a deteriorat. S-a bulit mașina. Ascult. Motorul are ceva? Nici nu mai am motor. Cum dracu să nu aveți, domnule, motorul? Pe cum? Mi l-au furat. Cum? Uite, se arăt, e în portbagaj, e gol. Gol. Vezi? Dar și cum ai ajuns fără motor aici? Ai împins-o? Ce ai făcut? Mai am un motor în portbagajul din față. Ce ăsta am impresia că n-a știut hoț, înțelegi? Mi-l lua și pe ăsta, a? Mi-l lua? Păi ce dracu. Ia deschide-ți un pic. Stai așa să văd ce dracu are. I-ați dat o cheie. Păi am dat vreo 16 chei, nu vezi care capota îndoită. Aici trebuia să aibă o elice la... A, chestia aia se învârtea, nu? Mi-a trebuit. La ce? I-am pus-o în cablu, fiul meu. Facă morișcă de aia, să ducă și el prin parc, înțelegi? I-ați schimbat antigelul. Antigelul? Cu gelul n-am nimic. Anti-Gheorghe i-am pus, ăla mă enervează. Mai, nasol de tot, pe cuvânt. De ce? Trebuie schimbat arborele cotit. Salcie. Ce salcie? Arbore cotit, salcie. Eu arbore mai cotit ca salcia n-am văzut, pe cuvânt. Pistonul are cămașa făcută praf. Dă-i un tricou. Îmi spuneți dacă mai sunt alte probleme, dacă vă mai... Băi, mă enervează-te, ceasul ăsta cred că e stricat. Păi ce are? Păi eu îl fixez la 80 și o ia ba înainte, ba înapoi. Bă, ăla-i kilometrajul, domne, arată kilometri. Du-te, băi dracu, adică asta e bornă? A? Adică acum e ceasul 9 km sau cum? Ce vrei să zic? Altceva, dacă mai aveți așa... Păi, mă deranjează multe. Cam ce? Stomacul. Domne, la mașină. Păi la mașină, că mă zgâlțe, înțelegi? Uh-huh. Așa e și place. Ați verificat uleiul? Am verificat, cum să nu, și uleiul, și zahărul, și smântâna. Uleiul la mașină, domne, ați pus ulei în mașină? Băi, Politehnicus. Adică mașina mea e tigaie, mă? Domne, orice mașină merge cu ulei. Zău? Ați auzit așa vreo bătaie ciudată? Bătaie ciudată? Cu levierul peste dinți, ți se pare destul de ciudat? Ha? Cu direcția, aveți probleme? Acum nu. Când o-i bea, poate mai am ceva problemă. Așa nu. Farurile merg? Merg. Unde merge mașina, merg și ele. Pe loc. Dă și mie... S-a sărit inima, dă-ți că e dragă de... Domne, ce n-ai băștea-ți glume, domne? Dă și mie cheia de 14. De 14 ce? De ora 14? De ce? Numărul 14. Numărul 14. Scrie pe ea, domne.
Scrie, de scris, scrie pe toate, da. Uite astea. Așa, că chiar pe asta am vrut să-ți dau. Asta e de 16. Asta. A, sau chiar pe asta am vrut să-ți dau, da. Ce are, domnule? E clar. Ce? Mașina n-are nimic, domne. E? Trebuie schimbat șoferul, ăsta e de fapt. Adică eu nu știu să conduc. Nu, domne, n-am zis asta, dar trebuie să știi regulile de circulație, trebuie să știi semnele de circulație, le știți? Adică eu nu știu semnele de circulație? Păi, eu am acolo panoul ăla, uitați-vă, semnul ăla mare, ce înseamnă? Semnul ăla mare? Ce înseamnă? A. Atenție, băboule! Nu, domne, atenție, trec animale. Animale, da. Și... semnul ăla cu două țâțe, ce e? Drum cu denivelări, ca pe autostradă, ați văzut. Da, să nu mai mi-aduce aminte de autostradă, băi băiat. Că au apărut pe autostradă niște autostopiste de-alea, știi? A, producătoare. Producătoare, regizoare, ce ori fi. Eu am crezut că-s la ocazie prima dată, că am zis, bă, ce s-a scumpit ocazia, bă, băiat. Adică? Păi adică a venit una la mine și mi-a zis și că... 50.000 scurtul. Eu m-am uitat, zic, oi fi avut vreun scurt în bord, ceva. Fermă a venit, zice, 100.000 lungul. Zic, bă, așa o chemau, lungul Mihaela, eu știu. Ziceam să fiu om, să fiu, fac cunoștință cu ea, dar s-a suit într-o cabină de asta de tir și cred că era mecanică. Păi de ce? Păi când s-a suit, a și început să s-aplece la omul ăla, cred că-i căuta ceva pe la frâne, pe la... Și râdeți, mă, că și eu aș face la fel. Dom'le, dacă mai aveți ceva la mașină, să-mi spuneți să vă repar până mâine. Uite, băi, oglindele ăștia trebuie schimbate de lele. Păi ce are? Păi nu știu, că de câte ori mă uit în ele, mă urmărește unul prost. Uite aceea ăștia. Văd că aveți și casetofon. A, ăsta e al treilea. Păi ce, vi l-au furat? Nu, dar le arunc. După ce se umple gaura aia cu chiștoace, nu mai întrebe. Domne, aveți pană pe spate. Și mă, adică eu sunt papagalul tău? Roata e desumflată, vreți să vă umflu? Adică tu ești mai tare ca mine. Eu n-am încercat de mă dor fălcile și acum. Ce vreau? Până ați încercat, domnule, cu pompa. Ba da, bă, dar nici pompa n-am putut să o umflu, pe cuvântul meu. Domnule, e cam mică mașina asta pentru dumneata. Când mai mică, când mai mare. Cum adică? Păi eu mă uit ce mașină iau din parcare. Roșie să fie, dă-o dreagă. Adică s-ar putea ca asta să nu fie mașina dumneavoastră? S-ar putea? Mai țineți minte numărul la mașina noastră? Numărul de la mașina mea? Cum să nu? Este... două litere, cifră, cifră, trei litere. Ia vine. Ăsta-i numărul. Ca mărime ăsta este. Dom'le, în talon ce scrie? În talon, am talon aici. Zici ce scrie acolo. Scrie că... Descris scrie, adevărat, scrie că talonul ăsta e pătrat, e cam moale așa de scris. Domne, numele proprietarului, a cui e mașina? Alu! Popescu Ion, vă cheamă Popescu Ion? Nu. Deci nu e mașina dumitale? Dai o bere și mașina ta. Hai, ce dragul, o bere și mi-o dați mie? Și un Ferrari, să fim chiți. Mă rog, domnule, cum vreți. Dar atunci, da, o lăsați aici și nu mai luați, ha? Nu mai, ceau, la revedere. Avem sănătate și vorba polițaiului. Care? Bă, ridică, bă, două degete, că-i bilingvă, bă.